E mare eveniment la Craiova. Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda fac în sfârșit petrecerea de nuntă la Ișalnița, unde este primar nașul celor doi. Evenimentul va avea loc într-un restaurant care aparține nașului. Sunt peste 500 de invitați, printre care președintele PSD Liviu Dragnea. Sunt așadar foarte mulți oameni așteptați la petrecere. Vom vedea exact ce se va întâmpla acolo. Crema PSD-ist își dă întâlnire la Ișalnița, localitate doljeană, aflată la numai 13 km de Craiova. Peste 500 de invitați vor petrece într-o atmosferă inspirată din America anilor 50, la nunta Liei Olguța Vasilescu și a lui Claudiu Manda. Proaspăt ieșit din spital, Liviu Dragnea și partenera sa de viață sunt printre invitați. Președintele PSD vine? Este invitat, a confirmat, sperăm să vină. Dar doamna premieră Viorica Dăncilă va lua parte la acest eveniment important pentru dumneavoastră și Olguța Vasilescu? Eu cred că da. Premierul Viorica Dăncilă și președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu sunt și ei printre nuntași. Vin colegi și prieteni din partid, nu contează că sunt prim-ministri, miniștri sau președinte de județe, secretar general, președintele partidului. În prag de alegeri europarlamentare, evenimentul de la Ișalnița a pus pe pauză munca de partid în PSD. A amânat și ședințele de alegeri și vizitele de la Iași, Suceava și Botoșani. Ne-am amânat cu o săptămână. Acum PSD-iștii fac planuri pentru furatul miresei. Furați mireasa, domnule Ștefănescu? Nu, cred că se lasă Olguța furată, aici e marea problemă. Mai mulți artiști de muzică ușoară și populară sunt responsabili cu asigurarea bunei dispoziții pentru sutele de oaspeți. Niciunul dintre soți nu este la prima căsătorie și ambii au câte un copil din relațiile anterioare. Cei doi politicieni s-au căsătorit religios încă de pe 24 februarie, în ziua de Dragobete. Domnule Manda Iulian Claudiu, de bună voie, nu ești de nimeni. Vă sunt căsătorie pe doamna Vasilescu Ia Olguța? Da. Just wanna tell you I